Dragi prieteni, ne aflăm în municipiul Brad, municipiu care este atestat istoric de 570 de ani și împreună cu domnul primar al municipiului, domnul Florin Cazacu, vrem să vă arătăm ceva spectaculos și anume anumite lucruri pe care nu multă lume le cunoaște din județul Hunedoara și nici din România. Faptul că această zonă a avut o zonă întreagă și o istorie foarte bogată în a extrage aurul și argintul, minereuri care au fost în această zonă și care, din păcate, s-au închis de foarte scurtă perioadă de timp încoace, ne face pe noi să ne aducem aminte de tot ceea ce s-a întâmplat și de strămoșii și străbunii noștri care au avut o activitate extraordinară în această zonă. Vreau să vă spun că domnul primar Cazacu este la al treilea mandat în această postură de primar. Este o persoană extraordinar de perspicace și de harnic. L-am văzut chiar astăzi într-o postură foarte delicată. Va candida și într-un nou mandat. O să-i dorim succes. Dar aș dori să-i dau cuvântul dânsului pentru că are multe de vorbit și sunt convins că vă va interesa și pe dumneavoastră. Dragi prieteni, domnul primar Florin Cazacu, cu care îi mulțumim pentru faptul că ne-a primit și îi urăm bine v-am găsit, domnule primar. Mulțumesc mult, Zoli, pentru faptul că ați ales să faceți o vizită în orașul nostru. Spuneați că suntem acum la Brad, suntem de fapt într-un sat aparținător de municipiul Brad. Satul se numește Ruda Brad și suntem prezenți într-un loc unde poate a fost semnalată prima urmă de viață, cea mai veche urmă de viață din zona noastră, Galeria Treptele Romane, zona Ruda Brad, acolo, zona unde s-a descoperit și o necropolă dacică, o necropolă veche de aproape 2000 de ani. Galeria pe care, la care vedeți intrarea aici în stânga, este o galerie în care s-a exploatat aurul acum 2000 de ani. Este o galerie săpată cu dalta, este o galerie la care se intra pe plan înclinat pe bază de trepte. O metodă de exploatare foarte veche, dar o metodă de exploatare care presupunea un efort fizic deosebit. Strălucirea aurului dacic s-ar părea că a tras expansiunea romană. Și în acest loc vedeți o asemenea galerie din zona Bradului, asemenea galerii se mai văd la Roșia Montan și se mai văd în zona Munții Raposeni în câteva locuri. Domnule primar, știm că este o zonă bogată în tradiții, în folclor, în tradiții minerești în această zonă a municipiului Brad și cu satele și comunele aferente municipiului. V-aș ruga să dezvoltați puțin acest subiect, dacă se poate. Este destul de dificil în câteva minute să vorbim despre istoria extrem de bogată a municipiului Brad. Cert este că a început acum 2000 de ani odată cu exploatările romane, cu exploatările de aur. Și ulterior, municipiul Brad a fost o zonă extrem de frământată din punct de vedere social. Dacă vorbim doar de răscoala de la 1784, care a fost preambulul Revoluției franceze și preambulul Revoluție de la 1848, despre Horia Cloșca și Crișan, despre Avram Iancu, despre lupta țăranilor și obagilor din această zonă pentru identitate, pentru drepturi, putem spune că în această zonă s-a scris o filă importantă din istoria poporului român. Un alt aspect pe care vreau să-l semnalez este că în galeriile din zona Bradului, mai precis la Galeria 12 Apostoli, aflată câteva sute de metri mai sus de această galerie Treptele Romane, s-a descoperit primul vehicul pe șine de lemn cu schimbător de cale din lemn din lume. Două vagonete de lemn de acest gen din zona noastră sunt expuse în Germania, unul la Muzeul Tehnicii din Berlin, unde povestea transportului pe cale ferată în lume începe cu vagonetul de lemn de la Brad și scrie pe placa respectivă că a fost descoperit într-o galerie de la Mina 12 Apostoli din zona Bradului, a fost datat 1550 și este, să zic așa, începutul transportului pe cale ferată. Iar un alt vagonet se află la Muzeul Mineritului din Bocum. Deci, iată, putem spune că oamenii acestor locuri au dat un plus de inteligență tehnice mondiale, iar dacă am face o statistică a cantităților de aur scoase din zona noastră,
putem spune că 1% din aurul lumii a fost botezat cu sudoarea oamenilor din zona Bradului. Suntem foarte mândri de acest aspect și ținem mult la tradițiile noastre, la istoria noastră, ținem foarte mult la cultura zonei. Tot la Brad s-a construit al 5-lea gimnaziu greco-ortodox român din Ardeal. Tot în zona noastră, societatea minieră Mica a avut o politică extrem de interesantă legată de cultura minții, cultura sufletului în zona Bradului. Un exemplu de societate dintr-o perioadă capitalistă în care capitalismul avea o altă față. Fiecare metru pătrat din acest oraș vorbește despre istorie, despre cultură, despre tradiții și sper ca în cursul zilei de astăzi să cunoașteți câte ceva din tot ceea ce înseamnă farmecul municipiului Brad. Dar cred că cel mai important lucru despre zona noastră a fost scris în 1963 de către Geo Bogza vizitând muzeu, când spunea că este mult aur în munții Apuseni, dar mai mult în inima oamenilor, în inima celor ce sunt urmași neficatului Horia. Am trecut pe aici într-o dimineață de vară și m-am bucurat de marea bogăție a țării noastre în aur și în oameni de aur. Puteți vedea la Muzeul Aurului de la Brad această însemnare a scriitorului Geo Bogza în cartea de aur a Muzeului Aurului și cred că surprinde foarte bine ceea ce înseamnă zona noastră. Aur și oameni de aur. Este un lucru extraordinar, domnule primar. Eu chiar rămân surprins de câte informații aveți dumneavoastră referitor la istoria acestei zone și mă bucur că sunteți persoana care poate da foarte multe informații de acest gen. Cred că ar fi bine să ne deplasăm și să ne vedem în altă parte, pentru că mai avem de povestit foarte multe lucruri și foarte multe lucruri interesante pe care oamenii și prietenii pe care noi îi avem ca și telespectatori îi vor afla într-o perioadă următoare. Da. Ne vom continua drumul aurului, spunem noi, acestui drum, pentru că este drum pe care s-a transportat poate cea mai mare cantitate de aur din istoria României pe acest drum. De la Galeria Treptele Romane vom merge să vedem o bisericuță de piatră, ceea ce a mai rămas din această zonă unde era o comunitate puternică, o biserică de piatră construită în anii 30. Și după aceea ne vom continua drumul la ultimul loc de muncă, unde în 2006 s-a asistat activitatea minieră, în incinta Barza, unde veți vedea dezastrul economic, unde veți vedea cum am pierdut o bătălie în războiul economic al României. Bine, domnule primar, să mergem să ne deplasăm spre locurile spuse de dumneavoastră. Și acum ne aflăm în Galeria Treptele Romane cu domnul primar Florin Cazacu, primarul municipiului Brad, pe care l-aș ruga să ne explice și să ne facă o caracterizare a acestei locații, pentru că este extraordinar de interesantă din punctul nostru de vedere și dumnealui știe foarte, foarte bine ceea ce ascunde aceste galerii veche, această galerie veche de aproape 2000 de ani. Galeria în care ne aflăm acum este numită și Galeria Treptele Romane, pentru că această galerie, de fapt un plan înclinat, a fost săpată cu dalta și se coboară pe baza unor trepte până în adâncul zăcământului. Profilul acestei galerii se vede, este un profil trapezoidal. Se văd urmele de daltă, de cum a fost săpată de pe vremea romanilor această galerie. Și această galerie făcea accesul într-o zonă bogată de aur din zăcământul Ruda Brad. Este cea mai veche dovadă a existenței așezării omenești în această zonă. Pe lângă necropola daco-romană, care este pe un deal deasupra acestei galerii, sunt dovezile în picioare, să zic așa, a existenței așezărilor omenești în zona Bradului de peste 2000 de ani. Ca și metodă de exploatare, având în vedere că la vremea respectivă nu se intra în zăcământ pe verticală, se intra doar pe plan înclinat, observați munca titanică depusă de oamenii din vremea respectivă, săpat în daltă, sute de metri, trepte și un pas de înaintare de aproximativ 80 de centimetri, un metru, pe vremea respectivă nu știm exact cum înaintau sclavii, se povestește despre înfierbântarea rocii prin foc și după aceea aruncarea de apă sau oțet
și după aceea roca se pierdea foarte mult din duritate și reușeau să facă un pas de înaintare. Cert este că strălucirea aurului dacic a atras expansiunea romană. Deci putem spune că în această galerie este o piatră de temelie a poporului român, strălucirea aurului dacic, care a atras expansiunea romană, și din simbioza celor două civilizații a apărut poporul român. Sigur că da. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, domnule primar, știm și noi și știm cu toții că acest aur a fost dus până în Egipt, Imperiul Austro-Ungar a beneficiat de el, a ajuns acest aur și până la Roma, sigur în urma expansiunii romane, dar ca și mod de a penetra măruntale pământului cei de acum 2000 de ani strămoșii noștri, este un lucru foarte interesant, modul în care au stabilit unde trebuie să fac acest plan înclinat pentru a ajunge la filonul de aur. Da, dacii s-ar părea că au exploatat mai mult aurul aluvionar, cu unelte specifice, șaitroc se numesc. Ei luau nisipul aurifer din văi și prin cernerea lui separau aurul de materialul nisipos. Ulterior, romanii au deținut tehnologia intrării în zăcământ. Mineri pricepuți în a exploata aurul în adâncuri din Dalmația, Iliria, au fost aduși în calitate de coloniști și ei au deținut meșteșugul pătrunderii în zăcământ. Faptul că filoanele aurifere ieșeau la suprafață, erau spălate de râuri și dacii găseau aurul în râuri, dar ulterior au intrat pe filoanele respective romani, cum spuneam, cu acei coloniști iliri dalmați, și reușeau să pătrundă în zăcământ multe sute de metri în adâncul lui. Se mai găsesc asemenea galerii la Roșia Montană, se mai găsesc și în alte zone ale Europei. Pentru noi, pentru Brad, este de importanță istorică faptul că avem dovada prin această galerie că de peste 2000 de ani se exploatează aur în zona noastră. Și Roșia Montană se poate, are o rețea întreagă de galerii de acest gen. La Roșia Montană nu am văzut trepte, romanii această metodă, ei pe galerii de coaste, dar tot cu un profil trapezoidal, perfect săpat în stâncă, care, marea minune este că nici nu se surpă. Deci cât de bine au săpat-o, încât rezistența acestei galerii este una aproape perfectă, dacă de 2000 de ani nu au căzut aceste galerii. Ce aș vrea să mai spun, vorbeați despre cantitatea de aur extrasă din această zonă, din statisticile pe care le-am văzut și din calculele care s-au făcut, s-ar părea că 1% din aurul lumii a fost extras din zona zăcământului Barza. Aici vorbim de sute de kilometri de galerie activă și asta se întâmpla acum în ultima perioadă când mineritul, din păcate, a apus. Sute de kilometri de galerie activă, unii spun de mii de kilometri de galerie, tot zăcământul, care se numea patrulaterul aurifer, zăcământul de la Baia de Arieș, Barza, Roșia Montană, era o zonă recunoscută, patrulaterul aurifer din Munții Apuseni, a dat foarte multă aur acestei lumi. De la romani, poate de la egipteni, unde spuneați dumneavoastră, se pot face analize ale aurului din bijuteriile foarte vechi. S-ar părea că și brățele dacice, cele care au fost descoperite la Sarmizegetusa și care au fost recuperate ulterior de stat român, la analiza aurului din bijuteriile respective, s-a constatat că era aur aluvionar din zona Brad. Noi am și organizat acum câțiva ani de zile o expoziție cu două brățări dacice în cadrul unor manifestări prilejuite de zile municipiului Brad, în ideea aurul dacic s-a întors acasă. Două brățări au fost expuse la Casa de Cultură și tocmai în ideea că aurul din bijuteriile respective era un aur aluvionar din zona Brad. Deci, încă o dată vă spun, această galerie este monument istoric, este monument istoric aflat în administrarea municipiului Brad. Avem o problemă legată de accesul în această galerie, pentru că el trebuie asigurat un acces în condiții de maximă siguranță pentru potențialii turiști. Suntem acum într-o perioadă de elaborare a unui studiu de aeraj pentru zona respectivă, pentru ca cei care vin să vadă ce înseamnă o galerie de mină veche de peste 2000 de ani, să vină și să intre în condiții de siguranță, să o vadă și să înțeleagă ce a însemnat
munca titanică pentru a scoate la lumină aur. Sigur că da, domnule primar, spuneți un lucru extraordinar, un monument istoric al României și al orașului Brad, dar vreau să vă întreb de ce la vremea anilor 2006-2007 Guvernul României, probabil prin acordurile pe care le-a avut cu Uniunea Europeană, a trebuit să închidă zona minieră și zona aurului de lângă Brad, din munții Apuseni, pentru că nu mai era rentabil. Asta a fost soarta întregului minerit de minereuri din România la vremea respectivă. Eu v-aș propune să abordăm acest subiect la mina Barza, la ultimul loc de muncă din zăcământul Barza. Aici suntem poate la primul loc de muncă din perioada de exploatare a acestui zăcământ de acum 2000 de ani. Și vom merge la, în continuarea traseului nostru, la ultimul loc de muncă, la fosta incintă Barza, acolo unde în 2006 s-a întrerupt activitatea și acolo vă voi face mai multe precizări legate de acest aspect. Bine, domnule primar. Acesta este începutul, deci aici a început exploatarea aurului în munții Apuseni. De fapt, minerietul din zona Bradului a început acum 2000 de ani. Subteran, în acest loc, la treptele romane de la Ruda Brad. Mulțumim, domnule primar. O să ne deplasăm spre Gura Barza. Domnule primar Florin Cazacu, după un lung periplu până aici la mina Barza, ne aflăm într-o locație extraordinar de frumoasă și extraordinar de interesantă, însă pe atât de frumoasă și de interesantă, pe atât de sinistră și de sumbră este această zonă din punct de vedere al mineritului care a scos din această zonă foarte, foarte mult aur, cred că sute și tone de aur, pentru România și pentru întreaga lume. Aș vrea să ne spuneți care este istoria acestui loc, pentru că din ceea ce am discutat pe drum, aici ați avut foarte mulți angajați, peste 5.300 de salariați. În perioada din anilor 1993 ați fost și lider de sindicat la această mină și sigur că, dacă vă aduceți aminte, această incintă cred că spune multe în istoria ei. Și dumneavoastră sunteți persoana abilitată să ne povestiți aceste lucruri. O zonă frumoasă din punct de vedere natural, dar este o adevărată tragedie ceea ce se vede aici. Galeria din spatele meu este galeria pe care s-a scos ultimul gram de aur în 2006, atunci când autoritățile au considerat că aceste mine de minereu trebuie să închise. Am fost împreună la Galeria Treptele Romane, acolo a fost începutul mineritului în zona noastră și aici suntem la sfârșitul, zona de apus a mineritului, să zic în acest moment. Vedeți și dumneavoastră că nu putem vorbi despre o închidere așa cum ar spune manualele tehnice de închidere unei mine. Mina de fapt a fost părăsită, a fost lăsată pradă hoților de fier vechi, primii care au valorificat și din punctul de vedere cu acte îndoielnice din punct de vedere a legalității activele acestei mine au fost lichidatorii judiciari. Nu au asigurat protecția incintelor, au lăsat hoții de fier vechi să acopere hoțile lor mai mari. Această mină cred că ar fi trebuit închisă într-un mod științific, într-un mod tehnic. Aceste ape uzate de mine pe care dumneavoastră le vedeți că ies necontrolat, nu sunt epurate niciunde, toate aceste ape de mine le regăsim în Crișul Alb. Este foarte, foarte grav din punct de ecologic ceea ce se întâmplă. Asta vorbind la ceea ce vedem acum. În ceea ce privește impactul social, vreau să vă spun că această mină, Barza, se numea exploatarea minieră Barza, întreprinderea minieră Barza, a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului, atrăgea muncitorii de pe o rază de 40 de kilometri. 5.500 de salariați erau în luna ianuarie 1990. Și după aceea, până în anul 2006, numărul salariaților a scăzut treptat, iar în 2006, din rațiuni de natură economică, spun guvernanții, această mină s-a închis. Și când spun rațiuni de natură economică, cred că toată lumea din România își amintește ce șantaj mediatic s-a făcut permanent asupra minerilor, asupra mineritului, erau acele ordonanțe, plățile compensatorii, care s-au dovedit a fi bombe sociale cu efect întârziat, îi se dădea minerului salariu pe 2 ani de zile
și după 2 ani de zile și o anumită sumă la plecare și după 2 ani de zile rămânea în căutarea unui loc de muncă. Promisiunile de la vremea respectivă a guvernărilor s-au dovedit a fi decât minciuni sfruntate. Nu s-au creat alternativă. Statutul de zonă defavorizată cu care a fost definită zona Bradului, Valea Jiului, Bălanu, toate zonele miniere care au parcurs o asemenea etapă de închidere a minelor, au primit un statut de zonă defavorizată și, din nefericire, statutul de zonă defavorizată nu a atras foarte mulți investitori. Ceea ce vedem astăzi este o ruină. Din păcate, vedem oameni care nu au un viitor cert, pentru că societățile care s-au înființat în zona noastră nu asigură o dezvoltare durabilă a zonei și nu asigură locuri de muncă, zic eu, foarte bine plătite. În minerit erau locuri de muncă bine plătite, se ieșea la pensie la 45 de ani dacă lucrai 20 de ani în subteran, mii de oameni lucrau în aceste încintre, au colective puternice. Poate că și acesta a fost un motiv ca să se închidă minerit, erau prea mulți și prea puternici minerii și cineva trebuia să distrugă această categorie socială. Dar motivul acela economic de care tot spunea un ministru de tristă amintire și nu-i spun numele, că minerul intră cu 8.000 de lei în mină, în groapă 7.000 și iese victorios cu 1.000, era vorba de indicatorul acela de cheltuieli la 1.000 de lei producție marfă, s-a dovedit la doar 2 sau 3 ani după închiderea mineritului că după acel indicator minele nu ar mai fi trebuit închise. Pentru că prețul la aur a crescut foarte mult, aproape de 6 ori a crescut prețul la aur față de momentul închiderii. Dacă minele ar fi fost funcționale, cu prețul de aur, prețul la aur la într-un anumit moment, ar fi fost rentabile. Deci, din păcate, nimeni nu a avut o strategie coerentă în ceea ce privește soarta mineritului. Cred că le-a fost dictat de undeva, nu știm cine, ce alte puteri interesate internaționale să închidă mineritul. Și minele au fost închise prin părăsirea lor, prin oamenii care au fost ademeniți cu salarii compensatorii și dovedindu-se în timp că toate acestea au fost niște minciuni și niște adevărate atentate la adresa economiei naționale. Ceea ce vedeți aici în această incintă este o dovadă a faptului că România a pierdut bătălia mineritului în ceea ce privește războiul economic. Este dureros. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, domnule primar, și este foarte interesant ce spuneți, este o realitate, din păcate, sumbră a României de astăzi. Același lucru se întâmplă și în Valea Jiului, pentru că suntem identici ca și meserie, minerit în Valea Jiului, minerit în zona Bradului, aici la Mina Barza. Același lucru se întâmplă și astăzi, minele din Valea Jiului se închid treptat, unele dintre ele considerate viabile au o mare problemă care merg aproape spre insolvență sau faliment, dar nicio strategie, cum spuneați dumneavoastră, pe termen lung sau o previziune a prețului aurului n-a putut fi făcută din rațiuni probabil politice, economice, nu numai financiare, pentru că dacă stăm bine să ne gândim, cel mai important, cel mai important este omul. Și pentru om nu s-a făcut nimic, ci dimpotrivă s-au pierdut mii de locuri de muncă, ca și în Valea Jiului peste 50.000, aici peste 5.500. Vreau să vă mai întreb un lucru, și anume, mi-ați spus că ați avut chiar aici un birou în această zonă. Cum vă simțiți dumneavoastră acum când veniți aici? Pentru că pentru mine, mina Uricani a fost și rămâne mina etalon unde am lucrat, pentru dumneavoastră mina Barza rămâne etalonul și locul în care v-ați lansat, dacă bine spus, în meserie și în domeniul sindicalismului, la vremea respectivă foarte puternic în România. Ce simțiți dumneavoastră? Eu simt așa o stare de neliniște, o stare de rău, de... Nu mă simt foarte bine în această zonă, având în vedere că pe această galerie, îmi spuneați dumneavoastră, intrau mii de mineri. Și în această zonă, fiind sediu administrativ, cantine, băi, fel și fel de locații în care vii și te uiți și nu regăsești absolut nimic. Numai dumneavoastră și cei care ați lucrat aici, bineînțeles, puteți spune și puteți spune ceea ce a fost și puteți transmite telespectatorilor, prietenilor noștri care o să ne urmărească și ne urmăresc în continuare, ceea ce dumneavoastră simțiți și ceea ce exista în aceste locuri. Dacă suntem în 2015, de nici 9 ani de când s-a închis mina, pentru că în 2006 s-a închis, dacă acum 10 ani de zile întrebai orice miner care lucra la mina noastră că
se va întâmpla așa ceva după 10 ani, nu putea să prevadă un viitor atât de sumbru acestei exploatări miniere. Este un coșmar. Vă rog să vă imaginați că aici în dreapta erau birourile cadrelor tehnice, era o forfotă permanentă. Pe această gură de mină intrau zilnic în jur de 3.000 de oameni. O cantină la care se vreau masa în jur de 2.000 de oameni. Biroul administrației, vestiarele, o sumedenie de servicii, atelierele care trebuiau să asigure toate cele necesare pentru desfășurarea în condiții optime activității în subteran, stații electrice. Și asta este doar incinta Barza, zona de exploatare efectivă. De la această galerie în jos vorbim de 450 de kilometri de galerie activă. Gândiți-vă ce impresionant era activitatea economică în această incintă Barza. Iar jos în gura Barza, unde probabil că vom face o scurt popas, acolo a fost uzina de preparare cu o instalație de afinare a aurului foarte modernă, care aducea aurul până la concentrație de 999,666 la mie. Deci scoteam în această mină, se scotea aurul din zăcământ și puteai să scoți aurul aproape pur, numai să fie turnat în lingouri și pus poansonul și intra în circuitul de valori. Este o tragedie. Mulți din cei care au lucrat la această mină refuză să vină să vadă ce se întâmplă aici, pentru că nu vor să-și imagineze așa ceva. Și pentru mine, care trec destul de des prin această zonă, nu-mi face deloc plăcere să trec pe drumul din proximitatea acestei incinte, pentru că mi se pare de neimaginat o asemenea dramă. A fost o dramă socială, nu știm cauzele, că a fost trădare, că a fost neștiință, la ambele cazuri este foarte grav. Pentru asemenea faptă, toți cei care ar fi condus Ministerul Economiei, toți cei care aveau responsabilități în domeniu, cu siguranță ar fi fost condamnați pentru trădare, pentru suminarea economiei naționale. Pe această galerie scria 1842, data era una din plăcile de marmură puse pe galeria noastră, 1842, imaginați-vă dinainte de 1848 de Revoluție, și în toate documentele care le dețineam noi, această mină și-a încetat activitatea decât 3 luni în timpul Revoluției de la 1848. Și după 2006, și-a încetat total activitatea. Deci într-o perioadă scurtă de timp, adică foarte lungă de timp, a fost o perioadă scurtă de 3 luni, iar din 2006 a fost întrerupă efectiv total, da, vorbim de sunt de 9 ani. Înclin să cred totuși că zăcământul Barza nu și-a spus ultimul cuvânt. Aurul încă mai este în adâncuri și cei deștepți, cei cu har, vor ști cândva să-l scoată. Sper că acest aur să fie scos la lumină în favoarea României și pentru români și nu să ia drumul pribegiei cum de 2000 de ani a luat-o Roma, Viena sau Paris sau în alte zone. Deci acest aur să strălucească pentru România, pentru români și nici de cum să fie o monedă de schimb a României. Domnule primar, este tragic că suntem aici, dar prin intermediul dumneavoastră și a imaginilor pe care noi le vom transmite, este bine să spunem tuturor românilor ce se întâmplă de fapt și de fapt în această zonă a unui minerit care e de 2000 de ani, în zonele miniere din Valea Jiului, care mâine pe mine pot fi închise, și vorba dumneavoastră să fie al statului, să fie al cetățenilor, al României, să nu fie nici de cum înstrăinat, pentru că noi aici trăim și cred că tot ceea ce în subsolul României este al românilor. Ne deplasăm la Gura Barza să vedem incinta, să purtăm și acolo câteva discuții, două, trei păreri. V-aș propune câteva cadre cu uzina de preparare din Gura Barza pentru a vedea că și acea etapă din exploatarea aurului, că avea exploatare, preparare, și acea etapă, din nefericire, a parcurs tot un asemenea dezastru, este o incintă distrusă, închisă, este dureros. Și după aceea ne vom deplasa la Muzeul Aurului de la Brad, să vedem și partea frumoasă, să zic, a poveștii aurului din zona Bradului, exponate minunate cu aur nativ, scoase din zăcământul Barza, care încântă privirea. Domnul primar Florin Cazacu, împreună cu echipa Capital TV, televiziune la nivel regional, domnule primar, am făcut drumul aurului.
Un drum extraordinar de interesant, foarte frumos și acum suntem la Muzeul Aurului, muzeu despre care dumneavoastră spuneați că ați înregistrat și un brand la OSIMB și v-aș ruga să povestiți puțin despre acest lucru, pentru că este foarte important ca un primar în această zonă să facă atâtea lucruri frumoase, de care, bineînțeles, trebuie să bucure și cetățenii, dar pe care trebuie să le știe și persoanele care se uită la noi și sigur că da, și cei care nu au fost în această zonă. Eu le recomand cu foarte mare căldură, pentru că sunt niște lucruri foarte, foarte interesante de văzut aici în zonă. A spus că sunt lucruri făcute de mine, nu sunt lucruri făcute de mine. Drumul Aurului există de 2000 de ani. Eu încerc doar să pun în valoare aceste realizări ale oamenilor din Ținutul Bradului. Am văzut de fapt împreună Galeria Treptele Romane, am văzut Gura de Mină 12 Apostoli, am văzut una din bisericile de piatră de pe Drumul Aurului, am văzut din nefericire și Incinta Barza, Cântecul de Lebăda Mineritului Aurifer din zona Bradului și am ajuns acum la Muzeul Aurului de la Brad, muzeu care are peste 100 de ani de existență. În 1912 fiind înregistrată în registrul de vizitatori prima vizită în acest muzeu. Este vorba despre o colecție care cuprinde exponate cu aur nativ, cele mai frumoase exponate cu aur nativ, care au fost scoase din zăcământul Barza și care sunt expuse în acest muzeu. Este un muzeu unic în Europa, puține sunt în lume de acest gen, sunt doar câteva exponate cu aur nativ expuse în muzee de științe naturale, iar pentru că avem asemenea minunății în zonă, noi, administrația publică locală, am considerat potrivit să înregistrăm la OSIMB un brand Descoperă Strălucirea Aurului. Este un brand turistic al localității noastre și încercăm sub acest îndemn să invităm pe toți cei care doresc să cunoască aurul așa cum l-a făurit Dumnezeu în adâncuri, să cunoască adevărata lui strălucire, adevărata lui formă, pentru că nu au nicăieri vreun loc în România unde se poate vedea așa minunății. De aceea vă invit să vedeți muzeul, vă va conduce ghida muzeului și vă va da câteva explicații legate de ceea ce înseamnă mineritul aurifer, de ceea ce înseamnă exponatele, dar este greu să povestesc despre strălucirea aurului. Strălucirea aurului vorbește de la sine. Ne aflăm în Muzeul Aurului. După Drumul Aurului urmează partea finală a acestui drum foarte sinuos al aurului din subteran și îl avem ca interlocutor pe ghidul nostru, domnișoara Florea Andreea, pe care o să rog să ne facă câteva explicații în această zonă și anume în muzeu, pentru a putea veni în sprijinul tuturor celor care doresc să viziteze municipiul Brad, dar și acest muzeu unic, din câte spunea domnul primar, în Europa. Da, într-adevăr, muzeul nostru este unic în Europa datorită formelor naturale din aur. Tot ce vedeți în acest muzeu sunt forme deosebite care au fost scoase cu multă trudă la suprafață de către cei care au lucrat de-a lungul anilor în exploatările miniere din Munții Apuseni. Să mergem și să ne explicați în timp ce... Da, aici în prima vitrină sunt prezentate chiar toate formele în care a fost găsit aurul. Zăcământul Barza este recunoscut datorită aurului nativ sau aur liber, forme văzute cu ochiul liber. Și aurul nativ a fost găsit sub aceste trei forme spectaculoase care le vedeți aici, sub formă de lamele, adică foițe foarte subțiri din aur, sub formă de dendrite sau sub formă de filamente, firicele foarte subțiri din aur. Sau aici puteți vedea aur asociat cu diferite metale. Totodată, aurul se exploata atât pe galerii cât și pe râuri. Aici puteți vedea aurul din diferite râuri, chiar de la noi din zonă, sau avem două pepite și din Australia și Bolivia, care sunt puse ca și o comparație. Totodată, în această vitrină este prezentată și metoda de prelucrare a aurului pentru a separa aurul din minereu sau să separa de celelalte metale, el era folosit mercurul ca metodă de preparare.
iar după ce se separa de celelalte metale, aurul era topit și turnat în lingouri. Bineînțeles, este un proces mult mai amănunțit, dar... Am văzut pe traseu ce înseamnă să extragi aurul din subteran și să ajungă într-un ligou aici în Muzeul Aurului. Mergem mai departe, haideți să vedem ce exponate mai aveți pentru a putea, să am putea să știm și noi la ce să ne așteptăm în această frumoasă locație. După cum vedeți, exponatele sunt clasificate pe zonele din Munții Apuseni, unde au fost minele. Aici vedeți niște exponate deosebite, chiar de la Roșia Montană, controversata Roșie Montană. Iar acest exponat este printre cele mai deosebite, cristale de aur. Deci este în stare naturală, exact așa cum a fost el găsit în mină. Este extraordinar, n-am văzut până acum, cu toate că eu, dacă am terminat facultatea de mine, am făcut și geologie, dar așa minerul spectaculos încă n-am observat și nu am văzut. Este foarte frumos, vă rog. Aceste două exponate, iarăși au o istorie mai deosebită, au fost găsite chiar într-un coș de gunoi, în gară la Simeria, în perioada regimului ceaușist. Probabil de frică le-au aruncat și poliția le-a găsit și le-a dus la muzeu. Foarte interesante lucruri ne spuneți dumneavoastră, chiar foarte interesante. După cum vedeți, și aurul are diferite nuanțe. De exemplu, aici puteți vedea un exponat mai deschis la culoare, deoarece are o cantitate mai mare de argint. Iar aici, aurul are o culoare mai roșiatică, datorită compoziției de cupru. Și putem spune că așa se obține și aurul alb sau aurul roșu sau roz, cum este cunoscut. Da, 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 am înțeles. Continuăm periplul nostru prin Muzeul Aurului, să vedem ce lucruri interesante ne mai spune domnișoara Andreea. Da, aici sunt alte exponate deosebite. Printre cele mai spectaculoase este acesta, care a fost pregătit chiar pentru Ceaușescu. A vrut să trimită ca și cadou când a plinit vârsta de 60 de ani, dar nu s-a obținut toate aprobările și în final a rămas aici, la muzeu, ca să poată fi admirat. Aici vreau să vedeți câteva exponate deosebite. De exemplu, această formă, care seamănă cu un ghiocel și vedeți cât de subțire este firul de aur. Gândiți-vă, ca și un exemplu, dintr-un gram de aur puteți să faceți un fir întins de 3 km sau poți să sufli un cal cu tot cu călăreț. Deci dintr-un singur gram de aur. Deci asta dovedește maleabilitatea aurului. Da, și valoarea lui. Și valoarea lui totodată, da. Mergem mai departe. Aici puteți să vedeți o formă care am asemănat-o cu o mireasă, chiar cu buchetul de flori în mână, sau această formă care a avut de-a lungul timpului mai multe denumiri. Prima dată a fost numit semnul victoriei pe iepurașul de la Playboy. Când a fost Nicoleta Luciu, aici la noi la muzeu, i-a dat această denumire. Numai Nicoleta Luciu putea să spună așa ceva. Iar aici vedeți o altă formă deosebită, care seamănă cu ursul polar. O lamelă extraordinară. Și multe alte forme deosebite. Iar aici puteți să vedeți un alt cadou, care a fost pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Și după moartea s-a ajuns la Muzeul Antipa, iar Muzeul Antipa l-a trimis înapoi acasă, cum ar veni. Muzeul Aurului din Brad ascunde niște bogății inestimabile. Aș vrea să vorbiți puțin despre ele. Da, printre cele mai spectaculoase forme din aur nativ se numără chiar acestea care le vedeți în fața dumneavoastră, printre care prima este harta țării noastre, harta României. Deci denumirile sunt date după asemănarea lor. Următoarea formă reprezintă pana lui Eminescu sau feriga.
Feriga este reprezentată chiar și pe stema municipiului nostru. Printre cele mai cunoscute forme se numără șopârlele, care una dintre ele în 1937 a reprezentat România la expoziția universală de la Paris. Iar datorită formei naturale a fost asigurată la 2 milioane de lire sterline. Dar dacă ar fi să o topești, are doar 4 grame. Următoarea formă reprezintă o balerină sau o dansatoare de flamenco, care totodată este și ea o formă unică în lume, deoarece partea superioară a balerinei reprezintă o formă geometrică perfectă, un dodecaedru pentagonal sau un cristal cu 12 fețe. Iar cea de lângă reprezintă un crustaceu. Următorul exponat este un aliaj dintre aur și argint, care a fost numit Electrum. Și cea din urmă reprezintă un fluturaș sau o altă formă, în funcție de imaginația fiecăruia. Ce puteți transmite telespectatorilor noștri, celor care doresc să viziteze municipiul Brad și Muzeul Aurului? Având în vedere tot ce ați văzut și dumneavoastră aici, cred că la fel și cei care privesc reportajul, li s-a stârnit o curiozitate deosebită ca să vină să vadă ce a ascuns pământul și bogăția țării totodată. Foarte frumos, vă mulțumim și sperăm că de acum încolo să aveți cât mai mulți, câte mai multe persoane care să viziteze zona și Muzeul Aurului. Vă mulțumim! Ne aflăm în incinta primăriei municipiului Brad, unde cu bunăvoința gazdei noastre, domnul primar Florin Cazacu, încheiem periplul nostru prin zona municipiului Brad, o zonă foarte frumoasă, după cum reiese și din acest reportaj. Și am dorit să întrebăm pe domnul primar la încheiere, cum crede dânsul, în calitatea dânsului de primar, că lucrurile din această zonă, din zona municipiului Brad, pot fi duse la sfârșit? Pentru că în 11 ani de activitate a dânsului, sigur că a avut foarte multe suișuri și coborâșuri în ceea ce privește cetățenii acestui municipiu și pentru a le asigura lor nu numai traiul confortabil în această frumoasă locație, ci și o perspectivă a acestui oraș, municipiu, care a trecut prin foarte multe tragedii și nu numai în ultima perioadă, acum 9 ani de zile, cum vorbeam și pe drumul aurului, însemnând pierderea multor locuri de muncă și a multor persoane care probabil au și plecat din această zonă. Însă, domnul primar, prin tenacitatea dânsului, sunt convins că proiectele începute le va duce la bun sfârșit și, în continuare, cu speranța că va duce la capăt acest mandat, sigur, dar și cu speranța că următorul mandat va fi tot al dânsului, din ceea ce îl cunosc eu, o persoană foarte, foarte serioasă și cu o tenacitate caracteristică dânsului. Vă rog, domnule primar, ce proiecte mai aveți în derulare și ce credeți dumneavoastră că ar mai trebui făcut pentru acest municipiu? Pentru început, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați ales municipiul Brad ca și subiect acestui reportaj. Am încercat să vă arăt în scurta dumneavoastră vizită în municipiul nostru ce au însemnat tradițiile zonei noastre, istoria și acum aș vrea să vorbesc despre provocările administrației publice locale în ceea ce privește viața cetății. Este o mare provocare pentru noi să asigurăm un viitor acestei comunități. O comunitate care există de peste 2000 de ani, care în acest an a sărbătorit 570 de ani de la prima atestare documentară, o localitate în care s-au scris pagini de istorie, o localitate în care oamenii au trudit, cinstit și au dat țării sute de kilograme de aur. Este pentru noi o adevărată provocare să-i asigurăm un viitor. Marea încercare legată de închiderea industriei miniere, închiderea exploatărilor miniere din zona noastră, încercăm să-i facem față prin a pune la dispoziția unor investitori tot ceea ce înseamnă utilități, tot ceea ce înseamnă terenuri,
pentru a putea să dezvolte locuri de muncă, pentru a putea să asigure o alternativă la mineritul care tocmai s-a închis. Din fericire, există în zona noastră câteva societăți comerciale de lon, societăți care sunt în mare parte administrate de către italieni, dar mai sunt și investitori români care au creat câteva fabrici care asigură locuri de muncă bine plătite pentru câteva sute de brădere. O problemă pentru noi înseamnă este asigurarea de locuri de muncă pentru tinerii care termină școala la Brad, tineri care se duc în marile centre universitare unde își finalizează studiile și după aceea nu au o alternativă în zona noastră. Este o problemă de orientare profesională și o problemă de crearea unor locuri de muncă cu care se confruntă toate orașele foste monoindustriale, pentru că este foarte greu într-o structură a învățământului cum este astăzi, toți sunt juriști, economiști, se pricep la geografie sau mai știu la ce alte meserii care management, dar nu sunt posibil, nu este posibil a crea locuri de muncă pentru tineri în aceste domenii. De aceea, cred că ar trebui încurajat într-o mare măsură spiritul antreprenorial al celor care doresc să creeze o alternativă la Brad, să încerce să-și dezvolte o variantă proprie, o afacere proprie. Vedeți că există potențial turistic în zona noastră. Ar putea cineva să-și creeze o alternativă pe partea de turism. Există de asemenea o forță de muncă tânără, oameni dornici de muncă, care ar putea să lucreze în domenii, nu doar în industria volanelor, nu doar în automotive, ar putea să lucreze inclusiv în industria electronică, în calculatoare. Trebuie decât o inițiativă din partea celor care au asemenea înclinație și administrația publică locală le stă la dispoziție. Am încercat în acest sens pe un teren care a fost în proprietatea fostei exploatări miniere Țebea să creăm o platformă industrială, am preluat activele de la o mină închisă și încercăm să punem la dispoziția tuturor celor care vin să investească o suprafață de teren și bineînțeles și incinta unde să-și facă sedii pentru a-și crea o asemenea alternativă. Un alt aspect la care ne-am orientat foarte mult activitatea noi administrația publică locală este de creșterea calității vieții. Am încercat să asigurăm o infrastructură cât mai bine pusă la punct. Am reabilitat drumuri, am creat spații publice pentru cetățeni, piețe publice, parcuri, locuri de joacă pentru copii, tot ceea ce înseamnă o creștere a calității vieții într-un oraș a fost în atenția noastră. De asemenea, o provocare pentru noi, pentru municipalitatea brădeană, este să asiguri energie termică, pentru că este o mare problemă la noi la Brad, asigurarea energiei termice pentru încălzirea în sistem centralizat a apartamentelor din municipiul Brad. Este o mare problemă faptul că nu avem gaz metan în zonă. Deci trebuie să suntem în acest moment într-o fază avansată cu partea de proiectare în ceea ce privește și distribuția gazului metan și în ceea ce privește aducția de gaz metan. Dar trebuie ca în anul care vine, în 2016, să înceapă aducția de gaz metan către municipiul Brad și din informațiile ce le avem până în acest moment s-ar părea că este fezabil un asemenea proiect. De asemenea, deci gazul metan ar fi o alternativă pentru încălzirea apartamentului, încercăm să construim o centrală termică pe biomasă. Deci ne sunt foarte, foarte multe lucruri în atenție. Am reușit, din fericire, să reabilităm foarte multe drumuri. Se lucrează în acest moment la extinderea rețelei de canalizare și de apă. În orașul nostru, aproximativ 40 de kilometri de rețea de apă și canalizare sunt construite, sunt introduse în oraș. Un proiect de câte milioane de euro, domnule primar? Este un proiect accesat de către operatorul local județean Apaprod. Pentru municipiul Brad, suma alocată este de 16 milioane de euro. 40 de kilometri este extinderea rețelei de apă și de canalizare, dar avem foarte mari probleme în această perioadă cu refacerea. Este o atmosferă de șantier, se lucrează pe foarte multe drumuri, este afectată infrastructura rutieră și sperăm ca în scurt timp, după ce se finalizează introducerea rețelor, să facem și reabilitarea la stadiul cel puțin cum a fost inițial. Un proiect de anvergură, un proiect puternic pentru mandatul domnului primar.
din informațiile pe care le-am primit tot de la dumneavoastră, îmi spuneați că 30% dintre cei care locuiesc în municipiul Brad aveau canalizare, da, și apă, și dumneavoastră extindeți pe încă 40 de kilometri acest proiect extraordinar de important pentru cetățenii municipiului Brad. Un lucru foarte, foarte important pentru mandatul dumneavoastră de primar. Este un obiectiv care, într-adevăr, va duce la creșterea calității vieții în municipiul nostru. Între 30 și 40% decât din suprafața orașului era canalizată, doar zona de blocuri. Toate străzile adiacente zonei centrale nu beneficiau de apă și canal și nici satele. Un sat aflat la câțiva kilometri, satul Valea Brad, nu beneficia de apă și canal. Și ce am constatat, și foarte multe străduțe laterale, ce am constatat, că în ultima vreme a scăzut foarte mult nivelul pânzei de apă freatică și oamenii nu mai aveau apă, inclusiv în fântâni. Deci este o problemă vitală asigurarea apei la anumite locuințe. De asemenea, canalizarea, care înseamnă, la urma urmei, civilizație. Încercăm, așa cum am spus, să asigurăm apă, canal, rețele de drumuri corespunzătoare. Lucrăm foarte mult pe partea de identitate a localității. Ați văzut că am creat brandul turistic Descoperă Strălucirea Aurului. Încercăm să promovăm muzeul. Acest drum al aurului pe care l-am parcurs astăzi, dorim să fie un circuit turistic. Mai avem în atenție și activitatea sportivă. Avem echipă de fotbal pe care o menținem deocamdată Liga Județeană, dar sunt ai noștri și ținem la ei. Anul trecut am sărbătorit 80 de ani de existență a echipei de fotbal în municipiul Brad. Avem foarte multe proiecte și cred că cetățenii înțeleg că toate nu se pot face peste noapte. Încercăm să fim o comunitate unită, o comunitate puternică. Chiar dacă am trecut prin gheaua încercare legată de restructurarea industriei miniere, trebuie să avem speranță că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Domnule primar, pentru final mi-am permis să nu vă spun absolut nimic despre întrebările finale pentru dumneavoastră. Sunt două întrebări simple și aș vrea, așa cu sinceritatea de care ați dat dovadă pe tot parcursul acestui reportaj, să-mi răspundeți la două întrebări. Care a fost cea mai mare dezamăgire a dumneavoastră de când sunteți primar și care a fost cea mai mare mulțumire a dumneavoastră de când sunteți primar? Cea mai mare dezamăgire a mea de când am fost primar a fost legată de faptul că guvernul a scos peste noapte subvenționarea energiei termice pentru centrale termice care alimentează în sistem centralizat localitățile. Acest lucru s-a întâmplat în 2010. Peste noapte guvernul de atunci a spus nu mai asigurăm energie termică. Și acest lucru a condamnat într-o anumită perioadă comunitatea brădeană, efectiv oamenii au avut frică în casă aproape o lună de zile. Atunci am fost și determinat să declar greva foamei, 6 zile am protestat în acest mod pentru a determina guvernul să aloce sume și comunității brădene. Această problemă nu este rezolvată încă în totalitate, pentru că în fiecare an trebuie să apelăm la reprezentanții guvernului pentru a ne aloca sprijin. Asta a fost o mare dezamăgire din partea guvernanților, pentru că înclin să cred că guvernul României este totuși atent pentru toate comunitățile. Și o mare satisfacție am avut în acest an, când la construirea bugetului pentru anul 2015, prin legea finanțelor publice și prin legea bugetului, s-a alocat o sumă minimă pentru municipii. Municipiul Brad nu are venituri suficiente pentru a asigura o viață normală în comunitate, pentru că se beneficiază de legea munților apuseni, prin care persoanele fizice plătesc impozitele pe jumătate, impozitele și taxele, și iarăși veniturile din activitate economică de la nivel de oraș sunt destul de restrânse. Ori prin asigurarea unei sume minime pentru ca municipiile să poată fi funcționale, toate OAT-urile, dar a fost pentru municipiul de sumă, au asigurat pentru municipiul Brad, la secțiunea de dezvoltare, dublarea bugetului. Am putut, practic, să dublăm bugetul la investiții. Ne-am putut permite să elaborăm proiecte în acest moment pentru modernizarea pieței agroalimentare, pentru reabilitarea bibliotecii, pentru reabilitarea unor drumuri. Deci dacă un asemenea buget ar fi construit pentru comunitatea noastră în următorii ani de zile, pot spune că se va schimba radical din punct de vedere al imaginii fața municipiului Brad
și cu toate consecințele pozitive în acest sens. Încheiem periplul nostru prin municipiul Brad. Îi mulțumim domnului primar Florin Cazacu pentru amabilitatea de care a dat dovadă și pentru tot ceea ce am făcut în această zonă, și anume periplul nostru prin acest municipiu și prin zone încărcate de o istorie bogată și de foarte multe lucruri și informații extraordinar de spectaculoase. Îi mulțumim domnului primar, mulțumim domnule primar. Dragi prieteni, este finalul emisiunii. Vă mulțumim frumos pentru vizionare și ne revedem data viitoare.